ziua! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Soroceni și avem alături de noi un sorocean din Șocani, Sergiu Dragan, om de afaceri din Soroca și un bucățic de polițian, consilier. Nu, da, da. Dar toate la rândul lor. Veniți din Șocani. Da. Din ce familie? De cui sunteți? Noi avem întrebarea asta tradițională. Da. Sunt ficiorul, la treilea ficior, așa treilea copil al lui Vasile Dragan și Nina Dragan, botezată de fapt Irina. Dar pe documente, când au venit sovieti, au scris-o Nina. Ea, de linia mamei, ce familie avea? Scurtul. Familia de pe mamă, familia de fata mamei a fost Scurtul. Am fost copil relativ târziu la părinți. Tatăl meu era din 1931 și mama din 1934. Cu părere de rău, așa și n-am știut ziua de naștere și luna. Fiindcă era scris chiar și în pașaportul sovietic, era scris numai anul de naștere 1934. Fiindcă cărțile bisericești din anul 33-34 din Șolcani, unde era practic, atunci, acolo scriau toate nașterele, au dispărut. S-au pierdut. Și practic la dânsa scrie în anul 1934 numai în astea. Sunt copii, au fost țărani, au fost... Tata a fost copil, bunelul de pe tata a murit pe front, a murit în Ceoslovacia la timpul acela. Mama a fost din familie de 6 fete, a fost penultima. A fost familie care trebuie să-i ridice, că chipurile erau culace, dar ca pe urechea acolo a scăpat. Dar cum a scăpat? După că din spusele mamei, erau 6 copii, 6 fete, averea nu era chiar așa de mult și probabil știi și era o dată toată la sovietici, numai nu-i credici și au scăpat. Dar, după cum povesteau și părință, o trăit bunelul până a murit, o trăit într-o frică nebună de tot timpul s-o temut să nu-l ridici, să nu-l răscolocească. Ceilalți bunei i-ați cunoscut? Bunelul de pe tată, cum am spus, a murit în 44 pe front. Pe bunica de pe tată a murit când eu, practic, aveam vreo 6 ani. Puțin minte, puțin. Și bunelul tot vreo de pe mamă, vreo 6-7 ani. Bunica a murit până mă naște eu. Adică eu bunei nu prea țin minte. Doar că auzeați, știați? Da, da, auzeam din ceea ce ni se spune acasă, dar puțin. Așa, ca prin vis îl țin minte pe bunelul, că am trăit alături, adică casa părinților a fost alături de casa bunelului de pe mamă, dar puțin îl țin minte. Casa părintească ați păstrat-o, este? Este, casa părintească este. Casa părintească, la moment, cam pentru toți, e o povară, fiindcă și s-o vinzi, îți pare rău, și soții necesită și cheltuieli, dar o mai ținem. O mai ținem mai tare pentru pământul, că e pe malul râpii, natura frumoasă, am mai pus acolo iarbă, am mai sădit o livadă și mai mult așa, pentru suflete. Cu ceilalți frați, cum v-ați împăcați? Și dacă era mare diferență între voi? Fratele mai mare... N-am copilărit cu dânsul, fiindcă, practic, când eu mă țin minte, el era deja plecat de acasă. Dar relația a fost ca de frate mai mare, adică așa, mă rog, cu fratele mijlociu era diferența de 3 ani jumate față de mine. Normal că am crescut împreună, am copilărit împreună, am făcut studenție împreună. El mi-a și nănaș de cununie. Relațiile ca la frați. Nu era cel mai mic, cel mai elintat, Caiedul cel mic din... sau invers, era Caiedul cel mic, cel mai cuminte. Greu de spus dacă am fost alintat, fiindcă, practic, cum am spus, fiind un copil târziu, mai mult de educație mi s-a ocupat fratele mijlociu, fratele mai mare. Dar, mă rog, cu părere de rău, mama am pierdut-o foarte timpuriu, eu avem 19 ani. Dar eram în perioada când nici nu ne putea alinta. Și părinții nici, chiar s-a vrut tare să ne alintat, că nu putea, că era foarte greu, au fost timpuri grele, mai ales că mama, de când nu țin minte, eu obolit.
În 81, când eu aveam 11 ani, am făcut operație la cord și nereușită. Și am mai trăit 8 ani. Practic, eu am crescut marcat într-un fel oricare de către boala ei. Și deja în 89, când aveam 19 ani, eu și decedat. La școală, care a fost obiectul preferat? Obiectul preferat al meu a fost la prima etapă, când deja practic eram conștient. A fost chimie, că am și participat și la olimpiezi la chimie. Dar asta s-a datorat până la urmă mai mult profesorului de chimie. Cine era profesorul? Profesorul de chimie, primii doi ani de zile, m-a învățat domnul Alcaz, Iustin Vasilevici, cum îi spuneam noi atunci. Era o personalitate pentru mine, dar cu părerea era cam bolnavă și el a rămas profesor de mai mult de geografie, că el era cătare mai mult de geografie. Și prin clasele a noua, m-am îndrăgostit în fizică. Și asta m-a făcut că eu sunt profesor de fizică atare. Eu asta și facultatea am făcut-o ca profesor de fizică, am terminat. Știu, am ajuns și acolo. Da. Fizica pe ceva, astfel că de obicei spun, e formule complicate, nu înțeleg nimic. Fizica, pe mine personal, m-a fascinat prin faptul că e o combinație de două științe, mai bine zis, științele exacte, fiindcă practic e matematică multă, dar totodată nu e pură matematică. Și a doua... Matematică aplicată, practică, care vedeți. Da, și totodată e ceva real, în mare parte. Bine, hai că, zicem, sunt părța fizică unde mai mult deja trebuie să te gândești numai, să-ți închipui. Dar, quantic sau altă. Da, dar în mare parte, mai ales fizica mecanică, toate chestiile astea, sunt chestii care se întâlnesc zi de zi și le vezi și e ceva fascinant și interesant. Asta m-a fascinat. Și iarăși, din nou, până la urmă, cred că importă mult profesorul. Adică au putut să-mi cultive chestia asta și nu regret nici acum. Că chiar în timp schimbând mai multe profesii, fără să vrei, ce ai învățat la fizică, folosești zi de zi. Nu să uit. Colegii de clasă, vă împăcat să vă țineți acum legătura sau s-au pierdut care știu în lumea mare? Cu câțiva mai țin legătură, care am și la serviciu ca colegi și colegi de clasă, dar în mare parte sunt prăștiet în lumea mare. Eu m-am dus în 87, eu am terminat 10 clasă, școala medie, m-am dus la facultate, la Tiraspol, și băieți care s-au dus pe la școli profesionale diferite prin țară, fetele care s-au apucat de măritat, și s-au măritat multe prin sate care departe, care practic s-au rupt legătura. Eu m-am luat la armată, știți cum era la 18 ani atunci tot ce s-a și armată. Și practic, și pe urmă când am mai ținut legătura cu o parte mai bine, dar când s-a început s-a deschis, s-au apărut oportunitățile de a se duce pe după graniță la lucru, cu schimbe, s-a dus în mare parte și practic, așa, știu de mulță. Și mai fac, de prin auzite, de prin discuții cu alți colegi, de prin, dar mai des ne întâlnim care scoși și care de pe loc. Cum era Tiraspolul în anii 90? Comparație chiar cu aceeași Soroc sau Chișinău. Eu în 87 m-am dus la Tiraspol. Era un oraș foarte frumos, foarte relativ dezvoltat. Eu Chișinău nu prea îl știam, dar față de Soroca, era mult mai mare. Ce m-a marcat, practic, asta undeva la momentul acela mi-a dat și complexuri careva, se vorbea numai rusă. Exclusiv numai rusă. Asta o leacă, știți, după 10 ani de școală în sat, chiar dacă noi învățam limba rusă atunci foarte intens, oricum trebuie să te adaptezi. Și ți era rușine pe locuri că eu vorbeau foarte bine toți, tu încă trebuie undeva cu accentul să mai lucrez, să mai... Și erau foarte mulți militari, chiar era un oraș semi-militar, într-un fel, care erau foarte multe unități, era Armata 14 acolo dislocată, chiar lângă noi era careva casa ofițerilor, adică eram... Și spitalul era alături chiar de facultate, spitalul militar. Adică cam la după 2, 3, 4 oameni în civil, numai decât de-aia pe militar. Asta m-a marcat.
Inclusiv și vorbitori de limba română vorbeau mai multă rusă, trebuie și acolo? Da. Deci, nu. Bine, hai că să zicem, noi, facultatea noastră, nu facultatea, universitatea noastră, atunci asta numește Institutul Pedagogic din Tiraspol. Taras Șevcenco, da? Da, Taras Șevcenco. Eram un fel de insulă a românismului, într-un fel oricare, fiindcă, practic, cum ieșai după granițele universității, practic te obligau să vorbești. Mai mult ca acolo chiar și locuitorii care erau vorbitori de limbă română, dar de obicei stălcită, fiindcă partea aceea din împrejur la Tiraspol se vorbea chiar și satele moldovnești, nu-l poți să le zici chiar românești, sunt moldovnești acolo. Era așa un fel de dialect, aveau specific. Cu șantic? Nu, și foarte mult rusisme foloseau, extraordinar de mult. Adică noi toți am folosit și folosim și acum pe locuri multe rusisme, dar la dânși era, cred că jumătate din vorbă era cu rusisme. Bestălcit și amestecat, da? Da, și amestecat, da. Foarte multă intelectualitate acolo era, fiindcă, practic, era într-un fel oricare imigrat mulți. Veneau foarte mulți ofițeri, foarte mulți cu soții, cu, adică era foarte, să zicem, erau, pe de-o parte era un oraș foarte intelectual. Erau multi, era și teatru acolo a fost, era și biblioteci frumoase, erau școli, era foarte dezvoltat la momentul acela, dar unica problemă, că mai peste tot trebuie să vorbești în rus. Și era chiar și sunt trecus măsura pe locuri, fiindcă cei la magazin, să cumperi ceva și vedeai vânzătoarea, vorbește cu accent. Întrebai românește, nu-ți răspunde, trebuie să întrebi rusește. Este, era chestia asta. Asta a fost partea unui politic special făcut sau așa era tradiția? Sau? În fosta Uniunii Sovietică, mai ales în orașă, chestia asta se simțea mai tare. Deci, asta normal că a fost o politică, că s-a ajunsese la un absurd, că dacă chiar vroie, chiar dacă aveai capacități, chiar dacă și aveai posibilitate ca să faci o carieră de succes, de multe ori, un paradox. De obicei ajungeau carieră de succes și care ori terminau școala rusă sau se căsătoreau cu cineva de origine numai moldovenesc. Anii 92, începutul războiului dintre Federația Rusă și Republica Moldova, când a fost atacați, atunci erați acolo. Eram anul 5. Da. Cum s-a întâmplat de acolo, din interior? Ce s-a întâmplat? Cât ați stat? Cât ați fugit de acolo? Acolo a fost... Acolo, practic, s-a început mai dur din 90-91 s-a început, până la 92. Practic, a început a ne izola pe noi, că țin minte că anul 5, eram anul 5, anul 91, începutul 92, pe noi ne scăpa faptul că căminele studențești erau îngrădite, erau toate împreună, chiar alături de un bloc de studii. Și, practic, eram concentrați toți într-un singur loc. Necătând la asta, am avut situații când veneau tineri de acolo, din Tiraspol, și special care găseau pe afară, îi băteau. Deci era o chestie de... Am avut conflicte mari la capitolul ăsta. Așa când s-a început deja mișcarea națională mai serios, acolo doar, dacă luăm la o adică, acolo Transnistria au declarat independența înainte Republicii Moldova. Și atât de acolo a fost pasul de cotitură. Deja, practic, pe noi încercau să ne marginalizeze total. Dar când s-a început războiul deja, el s-a început, practic, în martie, așa mai primele și așa mai departe, prima dată noi am fugit, așa pe acasă ne-am dus, așa am revenit la studii. S-a ajuns la aceea că vine un cămin. În cămini nu prea le dam voie, nu prea se temeau să intre, dar special pentru a ne intimida, vineau și împușcau din automate, prin
împrejur la cămini, au fost diferite prostii de astea care, nu, care erau destul de stresante la momentul acela. Dar cireașa de pe tort a fost când am început a primi în științare că să venim să ne prezentăm la Comisariatul Militar să ne roleze în garda militară a Transnistriei. Pridnistrovska Gvardie, cum îi spune atunci. Și când s-a început războiul mai serios, eu personal am fugit din Tiraspol, ascuns într-un vagon marfar. Era ușor că nu eram căsătorit, dar care aveau și copii și erau căsătoriți, chiar a fost un stres enorm. Am fugit până la, mers până la Răzdelne, de la Răzdelne deja ne-am dus la Odessa, de la Odessa la Besarabka, la Basarabiasca noastră, și de acolo ne-au evacuat cu autobusele la Chișinău. Deci am trecut prin toate etapele astea, adică știm ce înseamnă. Țineți minte atunci ce a fost, cum a fost? Da, da. A fost foarte stresant, fiindcă s-auzeau toate bubuiturile, toate... Era chiar aproape de noi. Inclusiv și acum, la mai bine de 3 decenii de acel război, se vorbește cu, uite, a fost un război civil, a fost ceva, nu s-au împăcat așa, și că... Ce a fost acolo? E război civil, a fost totuși, a fost atacat, agresat? Cum? Nu, numai nu civil a fost acolo, fiindcă acolo nu au luptat, practic, cetățenii Republicii Moldova, cetățenii, adică moldovini cu moldovini. Acolo au luptat, practic, Armata 14 cu, și Rusie, prin Armata 14 și prin marionetele lor care erau acolo, cu Republica Moldova. Deci au fost din start plănuit foarte bine și practic lor le s-au primit cam, cred că aproape 100%, dacă pe locuri chiar și nu mai mult de 100%, că le s-au primit mai bine decât eu plănuit pe locuri. Și cred că undeva am pus și noi umbră la asta. Cum anume? Păi prin lipsă de patriotism, prin gândirea asta a noastră, care eu o consider vicioasă, fiindcă noi suntem mici, noi suntem slabi, noi numai că trebuie cușim să fim cu cineva, și în special cu Rusia, pentru că noi am fost în Uniunea Sovietică, am crescut împreună. Deci, practic, românofobismul ăsta nostru, care a fost dezvoltat de când eram eu copil, asta îl țin minte foarte bine, pentru că când se spune de România, parcă îți da cu sare în ochi, deci, și vrei să vorbi de România, numai faptul că sunt frații noștri, suntem același neam. Și probabil că și faptul că oricum toată propaganda, toți specialiștii care în propagandă și tot au fost numai moldoveni. Și practic atunci când a apărut independența noastră, că știți, pentru mine independența, sărbătoarea asta de 27 august, toți o văd în felul lor, eu o văd și ca o durerea neamului pentru mine, fiindcă nu ne-am luptat tare pentru independență. Nu ni s-a dăruit. Practic, în toate fostele republici, tot Unii Sovietici s-au declarat independența, pentru ultimul declarat și noi, când n-am avut de ales. Spunem lucruri pe nume. A fost numai o mână de oameni care, într-adevăr, au fost patrioti și au luptat. Dar restul li s-au pus pe farfurie. Și tot ce aici nu-i muncit, ce aici nu-i luptat, ce aici nu-i prețuit. Și noi au trecut, mai bine 30 de ani au trecut, și noi încă și acum te uiți în sondajă și te e groază când vezi câte persoane vor unire cu Rusia. Dacă atunci, în anii 90, ar fi fost unirea cu România, ar fi fost o soluție? Cred? Da. În viziunea mea, da. În viziunea mea, da. Măcar că eu, fiind în școală, eu acum am discuții cu mulți și când spun că încep a-i face pe o parte că nu gândesc, că sunt manipulați, că sunt... Eu am două soluții. Nu soluții, dar am două contraargumente. Prima, le spun așa, zic că germanii sunt popor prost? Nu sunt popor prost. Dar dacă au venit la conducere într-o situație când oamenii erau vulnerabili, au venit o persoană care a putut manipula, au făcut dintr-înșă moștri, anii 30-40. Fix așa și noi acum. Deci rușii știu manipula foarte bine, lumea crede, nu sunt contraargumente, dar mass media și oamenii la noi nu pot, nu avem așa buni și iscusiți propagandiști
ca să... Și lumea crede în toată chestia asta, cu mare părere de rău. Apoi că eu am simțit pe chelea mea când eu în anii 80, când eram copil în școală, am trecut toate etapele, știi, octombriel și pionier și comsomolist. Cum era și... timp atunci? Da, cum era după timp. Mai mult ca atât, am fost și activist, am fost secretarul comsomolist pe școală, cum era, adică prima persoană în comsomol pe școală la timpul meu. Fiindcă atunci toți credeam că așa e corect. Și chiar credeam așa, din inimă. Nu știați că se poate altceva și da. Altceva. Mama la mine fiind, gustând de tot felul în viață, eu și acum spun la mai mulți și regret faptul, eu am făcut-o câteva ori să plângă. Fiindcă ei spune că o rânduire socialistă nu-i bună, comuniștii nu-s buni, ruși trebuie să stai la nu acasă, dar nu să vină să ne comande pe noi. Dar eu dacă la școală îmi spune că nu e așa, că rușii sunt frața noștri și noi fără dânși ne prăpădim, românii sunt răi. Eu credeam în chestia asta. Adică nu, mama mea nu mă putea convinge că așa nu e corect. Și am făcut-o să plângă câteva ori, că trecând toate etapele cele, anii 89, 90, 91, 92, înțelegând de fapt că... Mama avea dreptate. Mama avea dreptate, dar cât de tare niște policieni pot să facă din om ne om. Pavle și Morozov. Da, pot să facă din om ne om. Și eu văd o soluție, dacă mă întorc la întrebarea, dacă era atunci o soluție? Da, atunci era o soluție, fiindcă, știți, și la români le era greu, și nouă ne era greu, și împreună cred că avem să ne ridicăm mai bine. Dar, știți, iarăși din nou, noi am vorbit pe toți de rău, dar până la urmă cei mai mari oportuniști suntem noi, în viziunea mea, poporul nostru. Și cred că asta a fost din secole, nu suntem noi vinovați, așa au rămas genele noastre și au fost... Numai la noi în țară poți găsi, numai la noi în Republica Moldova sau și în România, de fapt, este zicala că capul ăsta plecat, sabia nu-l tai. Dar nici soarele nu luminează. Da. Asta se uită. Deci asta se uită. Și-a fost cu capul sus, a fost tăiat de secole. Și practic genofondul nostru a rămas și aici a rămas, cu părere de rău. Noi acum încercăm să... Și noi suntem oportuniști, fiindcă și acum, dacă te uiți chiar și la alegeri, toți întreabă, dar ce-ar să-mi dai? Dacă să-l votez, și asta îmi dă inimii. Dar nimeni nu întreabă, dar tu ce ai dat la țara asta? Da? Și poate să fost România mai puternică, mai bogată, la momentul ăla, decât Rusia, care Rusia era dezmembrată atunci, poate că noștri considerau că e bine să ne unim. Dar deoarece România era și eu o țară atunci destul de săracă, pe locuri și mai săracă ca noi, noi am considerat atunci că suntem mai breși, noi putem să facem, să trăim singuri. Cum trăim singuri, se vede cum. Ați vorbit de război din Transnistria. Cel care se întâmplă acum în Ucraina, războiul Rusiei asupra Ucrainei, este sau nu tras la Indigo sau asemănător cu cel din Transnistria, cum credeți? Și da, și nu. Da. Adică, mai bine zis, deci da, fiindcă unele momente se repetă, fiindcă ucrainenii atunci nu au înțeles istoria și au făcut concluzii greșite, inclusiv eu participat practic la războiul din Transnistria de partea Rusiei. De partea Rusiei. Nu înțeles că dacă vrând să scapi de cineva, te legi cu bandiță, nu vine timpul și după aceea îl mântui pe ceala, banditul nu-ți apuc de capul tău. Deci fix așa i-a suprimit la dânș. Și a doilea, atunci în 92 noi am putut mult mai ușor să scăpăm de chestia asta, fiindcă noi în 92 și Rusia era slabă. Toată Uniunea Sovietică era slabă. Adică noi pur și simplu n-am avut atunci personalități care să cunoască ce trebuie să facem. Și în partea noastră a fost și Rusia, și Ucraina, și mai multe țări care din fostul sovietic, fiindcă, mă rog, toți considerau că Rusia trebuie să fie hegemonul la tot ce se întâmplă. La Ucraina e acum mai conștient
practic, dacă la noi pur și simplu s-au folosit. În Ucraina eu folosit în Crimea și în Donbass în 2014 toate metodele care le-au folosit la noi atunci în 92. Dar acum chiar e un război așa din toată legea aici, când se spun că e ruși, cum îi spun mai departe, că e operațiune specială, asta e absurd. Așa e război, război. Ați discutat, poate, nu știu, de obicei la mese de sărbătoare să vorbesc inclusiv despre politică. Ce spun prietenii, reau de legătură când vorbesc pe tema asta? Cum discutați? Sunteți vă susțin sau au aceeași părere? Nu. Ia că asta și durerea cea mai mare. Că, știți, câteodată nu poți înțelege cât de crud poți să fii o parte. Chiar la serviciu am auzit discuția dată, când nu-l susține pe rus, dar îi spune că așa trebuie la ucrainean. Eu nu înțeleg chestiile astea. Nu le pot înțelege și nu o să le înțeleg niciodată. Dar, cu părere de rău, vă spun, tot depinde, fiindcă de-am, cum spuneți, pe la mes, și când vezi ce spun o parte, până la urmă vezi, fiecare îl vezi din care mass media se informează. Fiindcă, de fapt, noi, până la capăt, ce se întâmplă acolo, real, nu cunoaște nimeni. Spune-l cu rupi față. Eu știu așa, că la război, toate metodele de a câștiga sunt oportune. Și omenești, și neomenești, și tot. Și greșeli fac toți. Toate taberele care luptă. Pur și simplu, eu știu așa că cât de drept n-ar fi Rusia și cât de nedrept ar fi Ucraina, cum consideră o parte, pe metode politice, prin metode diplomatice, prin metode, prin războaie economice, prin de care vrei poți să le folosești. Dar nu trebuie să vede armată. Deci asta e, a mea părere. Revenim la omul Sergiu Dragan. Prima profesie. Păi prima profesie, profesor de fizică. La Colegiul Tehnic Agricol, da? De fapt, am început, eu, specialitatea mea e fizică și astronomie. Când era Uniunea Sovietică, după programul școlar, după curriculumul școlar, în clasa 10, ultimul an, s-a învățat și astronomie. Dar, deja când, în anul 90, la Tiraspol s-a deschis, adică el era de fapt până la mine, pentru că eu am fost prima promoție care a terminat în 87, care a terminat în curriculum, a fost inclus special asta, obiectul informatică și tehnică de calcul. Ei, dar am învățat din carte informatică. Nu erau. Prima dată le-am văzut la facultate. Și când în anul 90, dacă nu mă greșesc, 91, mi s-au propus, care învățau bine la alte specialități, să plătim câte 100 de rubli. Erau bani. Și să învățăm suplimentar și cu specialitate. Dar eu m-am străduit pe perioada când am fost la facultate să fac mai multe specialități. Adică chiar așa, și cam și dansat, am document asta, că pot să conduc și curicel cu de dansuri și mai mult ce am putut face. Și de electromecanică și de, mă rog, că atunci scopul meu a fost să devin învățător bun și totodată, ca să câștig, trebuie să mai faci, duci careva cercuri. Deci așa era. Și am terminat și am dat și examen de stat, suplimentar un examen și am terminat. Și la mine în diplomă scrie profesor de fizică, astronomie, informatică și tehnică de calcul. Apoi la Colegiul Tehnic Agricol, când am fost inițial angajat, am lucrat mai bine de jumătate de an, profesor de informatică, și da, avem lecții numai cu studență care fără frecvență. Și apoi după asta am trecut și fizică și pe urmă am stat numai pe fizică. Deci ce ați gândit să lăsați învățământul și trăiți în ficior în business? Eu cred că toată lumea știe fără ca să răspund. Nu, da, poate
Mulți au vrut, sigur, să facă bani, dar poate prin cineva a vrut chiar, uite, este libertate, de să fac bani, poate, uite, este antreprenoriatul să însânze. Ca de voie sau de nevoie, de curiozitate, sau totuși trebuiau bani că trebuie întreținut familia? Mai mult de nevoie. Mai mult de nevoie, fiindcă... Eu țin minte când s-a schimbat Banca Națională a Moldovei, introdus în circuit leu moldovenesc, salariul meu era 90 de lei. 94, îmi pare că. 94. 93, 94. Pe atunci, da. Oi, erau bani grei. În 93 a fost, fiindcă în 94 eu deja, pentru mine era foarte greu, și am deschis prima întreprindere, paralelă, adică lucrând la Colegiul Tehnic Agricol, am deschis prima întreprindere. Și legat cu agricultura specială? Nu, era cu comerțul, deci... Cu comerțul produselor agricole. Da, deci duceam în special mere în Rusia. Din 94 așteptam a ocupa. Și pe urmă am făcut mai multe. Deja cu comerțul, dar în cantități mari, adică... Și le cumpărați mai ieftin de aici, acolo mai scump și deja rămâne... Și era o schemă, nu schemă, dar era un eralaj întreg. Primul milion așa l-ați făcut? Nu știu dacă câte milioane le-am făcut și primul, dar... Deci, practic, bani nu erau deloc. Practic, bani nu existau. Tot era barter. Și deci, aducem piese de schimb din Ucraina. Pentru tractoare, mașini agricole și tot. Că acolo era mai ieftin. Le dam în colhozuri. Colhozurile încă erau. Le dam în colhozuri. Colhozurile nu stau ochi, dacă bani n-aveau. Și îți dau iar pe barter, îți dau produse. Să-mi minte, luam și uleiuri, și floarea soarelor, și miere, și începe, trebuie să gândești unde să le vinzi. Și trebuie să le duci din țară, în Rusia în special, pentru că ei mâncau tot. Și acolo iar trebuie să te duci și trebuie să schimbi în dolari, în dolari. E mai scurt, a fost foarte, foarte... Cu bandiță, cu rechetă, cu tot ce le trebuie să... Dar cu rechetă chiar cum îl faceți? Că știu că trebuia să aveți, cum ziceau atunci, crâșă, altfel nu prea. Sau din... hoți în lege sau din organele de drept? Nu, știți care era problema? De obicei, rechetul era mai mult pentru aiștia care făceau comerț aici. Sau produceau, sau... Aiștia care de obicei luau și duceau și vindeau în altă parte, nu știu cum, ei nu erau cam în ochi rechetul tare. Uh-huh. Mai mult că atât și ei se ocupau pe locuri tot cu comerții de astea. Adică nu aveau pârghii de constrângere. Pentru că tu nu aveai aici nimic. Practic era numai firma și ștampila și tot făceai era, știți cum, nu era. Că de obicei care aveau unitate comercială deschisă, care aveau unitate de producere deschisă, pe șie de obicei, care vindeau la piață, că le lua marfa, le lua, și practic era, lor le ține crâșa cum era. Dar pe ăștia care au din noi, care se ocupau cu schimburile astea comerciale și duceai și aduceai banii din Rusia, nu nimerei în zona lor de influență tare. Deci asta îți scapa mai mult. Dar aveai de-a fur cu bandiță de acolo. Și acolo cum vă descurcați? Păi cum? Prin convingere, prin ascundere, prin... Ei cum? Să zicem, trebuie... Ei cam erau în mare parte foarte... Nu se complicau. Ei vedeau că ai adus, ai vândut, ai luat bani, o parte de bani trebuie să împarți cu dâși. Ca să scotem chestia asta, nu știu dacă e oportun să povestesc toate chestiile astea, dar eu chiar de prima mașină, că m-am dus în 94 și am dus în Rusia, m-am dus cu un gaz 53, cu 3 toane jumate de miere, nu m-am dus cu... Furi de seamare. Da. Și am trecut și am văzut atunci cum lucrează toată sistemul. Și... Deci, practic, după asta am făcut tot numai prin firmă. Cu camioanele sigilate, cu... Acolo am găsit niște parteneri în sub Moscova, care, practic, tot ei îmi dau procură și documentele lor și mă facem de vamare de numele lor.
Și tot de ei făceau transferul. Fiindcă care era problema? Erau două chestii grele. Trebuie să iei torba de bani, dar ori sacul, pentru că erau ruble rusești. Nu era moda în culioc. Erau și culioace, dar mai mult erau mult, cantități mari de bani. Trebuie duci la o casă valutară să schimbi în dolari. Veneai înapoi acasă, mai mult ca atât veneai. Cea mai mare problemă de nu era producția agricolă, dar tară. Și trebuie să aduci și lezele acasă, înapoi. Și veneai cu mașina și trebuie să le ascunzi. Și când ajungeai la vamă, te întreba, unde-s banii? Dacă îi declarai și era tai, făceai declarații, tot frumos, îți dau drumul și la câțiva kilometri de vamă te așteptau băieți. Avea o legătură tot? Tot era legat. Și trebuia să te împarți. Dacă spuneai că nu ai bani, îți controlau toată mașina, ți-ai găsit, ți-ai confiscau. Și am găsit a treia variantă. Transferul. Țin minte că noi am fost așa care practic am constrâns banca socială și a deschis cont corespondent într-o bancă din Moscova ca să putem face transferul direct în coace. Și atunci era ușor, că noi facem transferul în coace, când și vine, trece la vamă și întreba unde-s banii și arată dispoziția de plată. Ordinul de plată la arată și gata, întrebările scutite. Și n-avea de furt în cazul ăsta nici cu poliția, nici să duci cu banii, cu torba cu bani, să dai rect peste tine, nu trebuie și nu dai cu... și nici la vamă n-avea probleme. Am găsit o soluție la momentul acela. Și totodată era mai ușor, mai sigur. Anii 90 au coincis cu crearea familiei dumneavoastră. Da, în 92 eu m-am căsătorit. Cum ați găsit-o? Cum ați căutat-o? De unde? Știți, și face... ora nu face an. Chiar dacă am făcut studiile într-o facultate unde erau mai mult 50%, dar chiar peste 70% era fete, așa a vrut soarta că m-am căsătorit la Soroca, soția din Rubleniță. În anul 5 am venit la practică 2 luni de zile, am făcut la școala numărul 1, actuală Petru Rareș, liceu. Și deoarece nu putem să trăiesc în sat și să vin încoace, am o verișoară aici, trăiește în oraș. E, pentru că eu v-am spus că sunt în familie cam târzii, care era mult mai vârstă ca mine. Și eu locuiem la dânsă. Și, dar e, se primește că e rudă și cu mine și e rudă și cu soția mea. Așa, s-o primit. Și am fost în altă parte cu soțul dumneavoastră, cu soțul ei. Și când veneam înapoi, zic, haideam până la cumătru, că trebuie acolo să iei, nu știu ce. La viitorii socri, da? Da. Și tot timpul râd, noi ne... Mă rog, socrul era Dumnezeu să-l ierte, om care foarte primitor. Normal că n-am putut să trecem prin ogradă să nu intrăm și prin casă. Și atunci țin minte că am văzut-o prima dată pe soție, era anul 4 la... Nu știu, atunci școala pedagogică. Acum se numește... Colegiul Mihai Mirescu. Colegiul Mihai Mirescu. Și cum v-a atras? Prin ce a făcut? A fost dragoste la prima vedere? Sau păi probabil că da. Că... Dar chiar așa, parcă din start tare n-a luat în serios. Adică că m-a stat, m-a dus la facultate și apoi m-a început a coresponda și așa o s-a primit că... cum am spus, și-a dus și ora, n-a dus și anul. Întâmplare. Și s-a creat familie. Și s-a creat familie, dar în 92 ne-am căsătorit. Dacă în noiembrie am făcut 30 de ani. La mai mult. Da, mulțumesc. La mare. Și familia nu s-a limitat la 2, dar... Păi, deja în 94 s-a născut băiatul. Cum îi spune? Dorian, Doru. În cinstea lui a fost botezată prima întreprindere, da? Da, și în cinstea lui a fost și prima întreprindere. Tot în 94 a fost deschis și prima întreprindere. Am deschis-o cu cumnatul meu, cu Ghinaie Munteanu, împreună. Și apoi, după 4 ani de zile, s-a născut și fata. Cum îi spune? Marinela, da. Și între timp am tot deschis, ne-am schimbat și profesie și tot am făcut...
Cu schimbatul profesiei, cum ați ajuns din partea antreprenoriatului în barca celor care verifică la Inspectoratul Fiscal? Păi cum am ajuns? Tot în 94, Academia de Studii Economice a lansat programul de, pentru aceștia care se forța ca două facultate. Dar era deja comercial, adică trebuie de achitat. La contract. La contract. Și am riscat. De ce ați dorit asta? De ce ați dorit altă profesie? Păi să înțeleg că am început a face business, dar să înțeleg că am careva carență la capitolul teorie. Și am făcut facultate, 3 ani de zile. Între timp, știți, și businessul care era atunci nu era ceva foarte stabil. Adică aveai luni de zile când nu dormeai acasă deloc, dar era luni de zile când nu făceai niciun ban. La colegiu bani, salariul era extraordinar de mare, ți ajungea pentru tot. Gilmeli. Da. Și am avut o ofertă. Am avut o ofertă, fiindcă la Inspectoratul Fiscal atunci s-a deschis o secție nouă, deci practic urmărirea plăților. A fost dat la Inspectoratul Fiscal posibilitatea de a-și strânge singur datoriile. Dar cum, oferta pe linii partid, pe linii politice? Nu avem nimic cu politica. Știți, la fisc atunci, la urmărirea plăților atunci era mai mult așa. Primul șef de secție a fost domnul Parid, Dumnezeu să-l ierte. El venise în general de la poliție. Dar aici trebuie să combini și o leac de poliție și o leacă de fiscalitate, să cunoști. Și apelul s-a lăsat. Și așa din... Mă rog, tot prin... Să căutau oameni. Că era... Și am aflat... M-am interesat și am spus cu mare drag că avem nevoie. Știți cum? Și am lucrat ca inspector de rând 2 luni de zile și am fost prezentat ministrul și m-am pus șef de secție. Și am pus județele, șef de direcție și am activat 4 ani de zile și în Inspectorat Fiscal. Și că, dacă îmi permiți să fac așa paralelă ca gogoașă, și de acolo ați fugit. Da, pe urmă în 2000 foștii proprietari, sau nu proprietari, atunci erau proprietari întreprinderii italiene Calmo, au deschis un sector nou, au divizat, practic, producerea de bază de modele de o calitate mai înaltă. Și pentru că așa au hotărât atunci. Și tot au avut nevoie de un director. Și am fost propuși mai mulți atunci. Am făcut... Mi s-au propus ca tare, i-am acceptat și am trecut convorbirea și m-au ales pe mine. Ați acceptat din cauza salariului, chiar mai mare ca Inspectoratul Fiscal sau altceva? Și salariu și... Probabil până la urmă totuși în mine cred că este ceva care mă atrage mai tare la antreprenoriat. Cred că, probabil că este, că am hotărât totuși să-mi schimb calificarea. Așa, de dacă din 2000 s-a pornit. Cum a fost trecerea asta de la Calmo la Iermo Grup? Unii și acum spun că acolo e Calmo, alții nu știu că Iermo de fapt are legătură cu Calmo. Numărițiți-mi ce a fost Calmo și cine e Iermo? Deci, când eu m-am dus în 2000, era centrul de servicii Calmo. Calmo însemna Cal Moldova. Cal e centrul abigliamentul Lombardie, deci traduce centrul de îmbrăcăminte din Lombardie. Așa regiunea italiană. Da, de la Milan. Regiunea jurul Milanului se numește Lombardie. Și noi atunci eram mai multe filiale. Practic atunci ei era un centru de servicii care se făcea aici toate serviciile, plus dar se da de sud, toată Moldova aproape lucra pentru Calmo. Și tot a mers bine, până prima piedică a fost actele este teroriste din 2001 din SUA.
din Statele Unite, practic, o actele cele teroriste au destabilizat într-un fel oricare economia mondială. Plus, la toate, eu coincis că acolo era o întreprindere de familie. Tot este ținut mai tare, că erau tata și trei copii, doi băieți și o fată. Și când tata a murit, dar ideam la noi erau problemele mari, tata era bolnav, ei început între dânșa nu se împaca copiii. Că, știți, cât merge business-ul bine, totul bine. Când apar probleme, cătauzi un vinovatul. Și în 22 noiembrie 2002, după câteva zile după ce a murit tata, au făcut adunare între dânșa și s-a dus la judecat și a dat singur la faliment. Uh-huh. Și, practic, pe 22 noiembrie am primit mesaj din Italia să închidem tot, trimitem lumea acasă. Da, echipamentul? Era al lor. Ca să trimiteți și echipamentul acasă sau nu? Nu, nu, echipamentul era aici, pentru că, practic, eu deschis două întreprinderi. Aveau un Calm Internațional. Asta era proprietarul clădirilor și utilajelor. Dar Centrul Servicii Calm era firma operațională pe care se face toate. Dar a fost o problemă enormă, fiindcă practic două luni de zile nu plătesc salariu. Aici s-a început un război. Catastrofă. Aveam filiala și la rezină, tot. Noi aici eram 1000 de oameni. Acolo erau 600. Deci nu a fost chestia că cineva din șeful la bani în buzunar și de aici? Nu, nu, pur și simplu nu a achitat. Ei la dânși aveau probleme financiare mari și noi nu s-au achitat două luni salariu. Bine, hai că luna noiembrie nu s-a mântuit, dar și pe octombrie nu era achitat salariu, care și pe septembrie nu primise o parte. Și a fost o catastrofă, într-adevăr. Mii de oameni s-au acasă. Și nu știm ce să facem. Fiecare începută a căuta să caute să ducă de lucru și în luna ianuarie noi numai aici la Soroc eram trei directori. Erau făcut, așa au făcut, au vrut să facă ei sistemă, să o împartă întreprindere în mai multe subdiviziuni și nu știu de ce eu hotărât totuși că cel mai din credere sunt eu. Și m-au invitat la București fiindcă este meu să vin în Moldova. De ce? Nu, mă rog. Era filiala de la Rezina, care era director acolo, care era foarte obraznic și probabil că... Și... Ei atunci mi-au dat procură și au zis, făci, știi, numai să nu moară întreprindere. Și atunci am deschis... A fost nevoit să deschid altă întreprindere, Quadro Grupul. Și am rugat lumea care a fost de acord, au trecut la Quadro Group, am luat în chirie echipamentele și clădirile și am început a lucra. M-am legat cu Italia, care tot cu foștii care au lucrat la întreprinderea dată. Ei, între timp, am mai găsit și ei comenzi, aici am rămas să tăsături, și am început acoasă din tăsăturile cele, am devamat o parte din tăsături, accesorii, și așteptat vin din Italia produsele, mai mult cu firmă neutră, adică cu... Fără brand? Fără brand. Și noi până în septembrie 2003, începând de luna februarie, practic, noi în anuare am lucrat, iarna lucram fără de căldură, eram bucuros să putem plăti lumină, așa. A până în septembrie am achitat toate datoriile. Inclusiv dar ați avut și investiții tu de-a sufoase la început? Investiții au fost tăsăturile care erau lor aici, practic. Asta au ajutat, da? Da. Și după Quadro Group, pentru că... Iermo? Și am lucrat pe Quadro Group 2003-2004. Între timp, cota partea lor în Calm Internațional, care deținea clădirile și utilajul, clădirile, în special, utilajul era vechi, a fost vândut de judecată în Italia la o firmă tot italiană care avea datorii magazine, avea o rețea de magazine
foarte mari care vindea îmbrăcăminte. Și noi începem a lucra pentru dânșă câte puțin, dar ei nu îi puteau a alimenta cu lucru pe deplin. Și noi am găsit de lucru în România, tot de la firme italiene, și începem a face servicii pentru dânșă. Și de unde până unde au apărut actualii partenerii mei, prin firma aceea care avea deținie la momentul și la clădirile, au venit întâi în fac cunoștință cu noi, pe urmă ei ne-au dat, era firmă de producere, ei lucrau în Italia atunci, ei făceau la dânșa o parte din producere, dar o parte o dau să o facă în Italia, prin Sicilia, prin partea de sud, nu era mai ieftin. Și ne-au dat de probă o stagiune întreagă, am cusut 30-40.000 de unități pentru dânșa, le-a plăcut și au venit pe urmă la mine și au zis că hai să facem întreprinderi de la zero. Fiindcă eu îi înțeleg, fiindcă deja noi câteva ani activasem pe întreprinderea care e pe Quadro Group. Și am de la în luna mai 2005 noi am fondat Iermo Group. Întreprindere mixtă. Întreprindere mixtă. 50 la 50 sau nu? Nu, 60% în întreprinderii sa mie, 40% sa lor. Deci mi-a străveți pachetul majoritar, dacă da. Zicem așa. Da, dar asta nu e o problemă, că așa nu. Și noi mai mult am făcut o întreprindere dată pe bunul simț și pe înțelegere. Și nu a crezut nimeni, dar noi că deja avem ați ani de zile, suntem prieteni foarte buni, eu am fost și la nuntă la dânsul, i-am botezat 3 copii. Ați cumătrit. Da, da, da. Câți angajați aveți acum? În jur la 400. Oricum este. A fost și mai bine, am avut și 800. Cât e de greu sau de găsit cadre, specialiști buni la noi? Dar nu-i găsesc nici acum, îi crește. Practic, școlile care pregătesc specialiști, bine, hai că la Uniunea Sovietică pregăteau specialiști în sfera noastră, o pregăteau Kiev. Moldova nici nu era. Era numai colegiu, un singur colegiu în Chișinău și restul erau școli profesionale. La momentul rămas, bun, hai că la Universitatea Tehnică este facultate, dar nu studenți. Și care se duc studenți, de obicei, majoritatea termină câte 5, 7, 10, câte termin în fiecare an, de obicei își fac întreprinderile lor. Bun, dar aceștia care vin, îi creșteți de la zero, adică de la, din de la colegiul dumneavoastră sau îi recalificați? Sau și? Nu, de obicei, știți, noi ne folosim de principiul că practica bate gramatica. Bine, hai că specialiști de bază, majoritatea sunt cu facultăți, dar la moment din, da, cred că 80% din 70-80% din specialiști din linii, zicem, care dirijează cu liniile și chestiile astea, crescuți din custores. Care cel mai bun e pe custores, le legem, le trecem în sala experimentală, fiindcă bine, doar sunt mulți copii care se duc la, nu se duc la facultate, nu de ce, că nu pot învăța, dar din diferite motive, din varii motive. Și ajung să înceapă a lucra, dar de fapt capacitățile câteodată cunosc mai bine ca cel care a făcut facultate. Salariul cel mai mic la dumneavoastră întreprindere care? Nu, cel mai mic e mai mare decât minimul pe economie, dar asta e, să zicem, cadrele cu mărnuc storiesele, dar care sunt de ridicătoare, poate să fie. Dar de așa, exemplu, specialiști, custoriesc, clăturiesc, așa, cât? Custoriesc, pentru că noi majoritatea sunt custoriesc. Noi la noi împărțit pe 4 categorii, să zicem de la 6.000 de lei în sus. Adică poți trăiești cât de cât aici acasă, lucrând, dacă vrei. Și da, și nu. Pur și simplu, știți, noi nu dăm salarii mai mari, că noi nu vrem. Pur și simplu, piața serviciilor care noi le facem e asta. Și
După productivitatea care noi o facem și după chestia asta, asta e maxim ce noi putem da. Noi suntem, cred că, unica întreprindere din regiune, dar cred că poate chiar în Moldova, care lucrăm, noi plătim din ore, nu plătim din... Cât mai multe ore lucrezi, cât mai mult ai? Da. Nu, noi plătim... Vedeți că aici la alți lucrează din... și aici o produs. O produs atâția unități, atâția unități au, dar la noi produce, lucrăm din ore. Și e comod așa? E mai... Pentru noi e mai bine, fiindcă e... Cum? E mai riscant. Fiindcă cei care plătesc din lucru produs n-au nicio risc la capitolul ăsta. Fiindcă cheltuielile fixe, la dânșa rămâi energie electrică și câțiva specialiști care primesc salariu fixă. Dar restul e produs, primești, nu produci, nu primești. Înțelegi cum e? Dar la noi presiunea e mare pe administrație, că trebuie să producă productiv și bine și să nu pierzi un mișor minut și mai departe, altfel orele dacă au trecut, trebuie să plătești la om. Și dacă n-ai produs, te falimentezi. Uh-huh. În general, ce branduri renumite au fost cu 100% la Soroc? Da, cu 100% multe. Noi facem peste 90% din tot ce producem noi este haine căpșite cu puf, de rață sau de gâscă. Rusăște puhovișe, le spun. Și uh-huh. E mai clar pentru... Ele aici nu se vând pe piața locală? Nu se vând că scumpi tare. Bine, eu nu știu dacă am drept să spun brandurile care... Pentru că se primește că le fac publicitate. Îi pot las uite. Dar nu ei. Nu știu dacă mass media îți permite chestia asta. Da, nu e o problemă. La moment, cel mai mult produs și urici. Și am produs ultimul timp mult Moncler. Cred că asta toți o știu. Și am produs Colmar. Pe astea, practic, de bază. Da. Dar am produs diverse mărci, am produs foarte multe pe parcurs. Inclusiv și Ferrari am produs. Dar pentru Ferrari ce am? Haine. Deci, orice brand de... inclusiv și de mașini, vând și hainele lor. Care sunt foarte scumpe. Cu inscripția, cu brandul. Da. Dar cu Ferrari e un... e anecdot. Noi am lucrat mai mult de un an de zile și pe urmă ne-am dezis noi din... Era convenabil tot, dar nu era alt... Era un paradox, fiindcă România a intrat în Uniunea Europeană. Deja era controlele mai serioase la capitolul protejarea proprietății intelectuale. Și noi, practic, în toată vinderea facem export. Tot și mai des, tot mai rar, dar mă rog, așa plus minus. Și vinerea noi încărcam camionul, ajungea la frontieră cu România, camionul era sechestrat și luni prietenii mei din Italia trebuiau să trimat scrisoare la Ferrari, Ferrari trimite confirmare la vamă că marfa e la Ferrari. Fiindcă, mă rog, tot știu de Ferrari și credeau să nu știe contrafăcut. Și, practic, lunea trebuie camionul să fie descărcat la Ferrari, dar camionul luni seara sau marți dimineața abia să pornește din vamă. Și se începe problemele. Și am zis că gata, ajungi. Hai din Ferrari știe că e problema asta. Noi cu Ferrari încărcăm și alte branduri. Și celălalt nu puteau să ajungă la timp din pricina lui Ferrari. Și am zis că mai bine ne dezicem. Pe lângă afacere, de ce să cochetați sau nu știu, cu politica? Sunteți consilier regional de la PDM? Cum ați fost la PDM, nu știu acum de la cine sunteți, o să spun. Stop, da. Deci cum ați decis să intrați în politică și de ce anume Partidul Democrat? Eu, după cum am spus mai înainte, fiind cam pro-român și... s-ar pare că e un paradox că eu, de fapt, am nimerit în Partidul Democrat. Domnul Deacov era mai centrist, era mai anti decât el. Da. De fapt, nu eu am ales partidul, partidul m-a ales pe mine. Aici. Și echipa din partid, fost Partid Democrat, acum asta PSDE. Cumnatul meu era mai vechi în Partidul Democrat. Și el, ani de zile, mă chema. Și a doua persoană care, practic, m-a convins, ăsta a fost domnul Volnischi. Constantin Volinski. Da. El era... Eram în 2007 și el era atunci candidat din partea PD-ului la primarul orașului.
Și el m-a invitat cu dânsul în echipă. Și de-am dacă s-o mai, acolo, au mai apărut careva persoane care hai. Și m-am dus mai mult pentru o echipă. Și practic echipa și-a ținut în Partidul Democrat. Eu atunci am fost două mandate, am fost consilier orășenesc, pe urmă un mandat n-am fost niciun fel de consilier și acum actualmente sunt iarăși consilier raional deja. Ați trecut în echipa nouă partid, rebranduit, ai spus, da? Am trecut toți am trecut, practic. Credeți că e mai bine așa, o să ridici ratingul dacă s-a făcut rebranding la partid? Nu, asta Maria s-a legătorul să... Dar cum credeți, vă spune? Deci noi, toți când facem parte dintr-o echipă, dintr-un partid, când faci niște mișcări, speri la mai bine, speri că le-ai făcut spre bine. Dar nu a rămas așa de mult, anul ăsta o să știm. De obicei normal că credem că da. Să zicem, pentru mine, decât cum era PD-ul și acum PSD-ul, pentru mine mult mai oportun, mult mai aproape de sufletul meu, fiindcă practic e un Partid Social-Democrat, european, pro-român. Sperăm. De obicei se rebranduiesc ca să scape de anumite chestii. Deci care crezi principala? De ce să repede meu? De ce epocă vrea să scape? Sau să spele de ce perioadă? De mai multe. Și nu numai de spalată. În general, eu am fost odată la un Consiliu Național. A fost acela care, practic, la tribună am spus răspicat și tare că ne determinăm odată cine suntem. Nu poți stai pe două scaune. Să ești cu stânga și cu dreapta și vrei pe centru, vrei nu știu cum. Și cred că am fost și eu auzit și mai multe persoane din partid au înțeles că ceva trebuie să facem. Plus la toate bine. Toți vorbesc de perioada când a fost partidul trofeilor care gestionat când din umbră, când direct de către Vladimir Plahotniuc. Știți, aici e o chestie care eu sunt categoric împotrivă, să zicem, la metodele care le-a folosit domnul Plahotniuc în administrat treburile țării, dar practic, unele chestii, chiar și la nivel de țară, la momentul acela au capătat careva schimbări. Bine, nu a fost administrat de el, a fost administrat mai mult de domnul Filip, că era atunci prim-ministru, era... Dar știți cât de bine n-ar fi dacă la urmă murdărești cu glot tot, ceea ce a făcut domnul Plahotniuc, părere de rău, am ajuns unde am ajuns. Ați vrea să revină în țară și să fie șef la partidul care face parte? Eu aș vrea să revin în țară și să aducă banii care s-au furat împreună cu Șor și dacă merită, stai și la Dubala. Uh-huh. Și nu numai el, dar toți care merită. Dacă merită. Fiindcă, știți, eu câteodată, cum și-am spus de mass media înainte, nu știu ce îmi scriez. Tot așa l-au batjocorit și l-au închis pe Platon, pe Filat. Și tot, pe urmă, a spus că nu a fost corect, le-a dat drum. Sau că nu a fost bătuți acolo unde trebuie. Eu sunt pentru justiție corectă, eu sunt pentru ca el să revină în țară și dacă o să-și poată dovedi dreptate, atunci când el nu-i vinovat, atunci e una, dar dacă stă fugar, înseamnă că totuși ceva nu-i drept, nu-i corect. Despre actuala guvernare, despre Maia Sandu, despre nou guvern cu Dorin Recean, ce părere aveți? De exemplu, pasul le amestecăm. Președinte Maia Sandu, sunteți pentru? Merită să continui sau nu? Ca președinte, e merită, merită. Merită, eu am și votat, o spun asta tare, dar cea mai mare problemă că la dânșă nu se leagă visurile cu realitatea. Deci, dorințele cu putere. Da. Deci, știți, când erau copiii la mine, de mărișori,
Și spunea că tata, eu vreau și asta, și asta, și asta, și copiii toți vin tot timpul vor. Apoi eu spuneam așa o vorbă, nu știu dacă se poate spus aici, dar spuneam că hotelca voastră și putelca mea nu merge. Da? Apoi ca la dâns e tot aceeași situație. Vorbe frumoase, spun multe. Într-adevăr, ideile sunt bune, dar implementarea la tot ce ei se face, nu că lasă de dorit, dar e sub orice. Fiindcă, știți, noi ne-am întors în anii 90. Eu acum fix văd anul 91-92, când Frontul Popular își lua amploare și tot era bine, într-adevăr, ideile erau extraordinar de frumoasă, când se vroie să scăpe de Partidul Comunist al Unii Sovietice, când vroie să scăpe de toată nomenclatura cei care se bate joc, când într-adevăr era foarte corect. Și când au ajuns la putere, neavând experiență de administrat, fiindcă erau, ei puteau scrie poezii frumoase, ei puteau face filme frumoase, puteau vorbi, oratori erau buni. Dar când vine vremea să administrezi treburile statului, acolo trebuie să fii pragmatic. Da? De acolo ai nevoie de oameni care își cunosc bine meseria. Apoi ca Frontul Popular, asta nu a avut. Și în 94 a venit agrarieni, adică și ești Partidul Comunist. Rebranduit. Rebranduit în Partidul Agrar Democrat. Dar despre potențialul apia noului fix, apia ca asta fix, se repet fix la moment, ideile sunt bune, într-adevăr, țara trebuie scăpată de corupți, măcar cât de cât. Bine, noi facem iluzii, nici într-o țară în lume nu există corupție zero. Trebuie scăpată de multe prostii. Dar cum se face asta și cu cine? Bine, nimeni nu neagă, au adus specialiști de pe unde vrei, de pe, care au făcut școli și mai departe. Dar cu părere rău, ori nu cunosc realitatea din Moldova, sau să ascund după deget. Asta. Referitor la guvernul nou, sunt sceptic. Sunt sceptic fiindcă, practic, s-a schimbat numai prima locomotivă. Locomotivă, dar nu știu dacă e locomotivă. Pentru că, de fapt, aici, știți, în guvern nu e locomotivă și cu vagoane care le târăi din urmă, dar, practic, toate roțele se trag ele. Și, practic, mașinistul s-a schimbat. Adică, dar nu știu. De exemplu, eu sunt pentru persoana să-l judec după fapte. Deci, în viziunea mea, eu și eu am votat-o pe Maia Sandu la președinție. Bine, atunci au fost două situații. Mulți au votat pentru Maia Sandu, nu de ce, că îl președe Maia Sandu, au votat împotriva lui Dodon. Spune-mi lucruri pe nume, așa a fost realitatea. Dar, chiar fiind un om străin în Ministerul Învățământului, chiar atunci în guvernul Filat și guvernul Leancă, domnii au avut o verticalitate care, practic, nu a avut-o nimeni. Spune-mi lucruri pe nume. Ei nu au făcut niciun act de eroism, pur și simplu, prea multă mizerie era împrejurul ei și asta s-a observat. Știți? Să zicem că am văzut mare eroism cât a fost domnul Recean, ministru de interne, sau schimbi extraordinar de mult în sistem. Atunci, nu n-am văzut. Am fost un ministru ca toți ministri. Poate eu, ni fiind specialist, ni fiind informat până la capăt, nu cunosc. Acum să vedem acum. O să treacă o perioadă de timp și putem judeca. Înainte de a trece, ca să ne arătați cele trei fotografii tradiționale, ați intrat în Consiliul Raional de partea puterii, în coaliție majoritară, și acum sunteți în opoziție. Deci, cum e mai bine și unde e mai bine? Cel mai bine să fii în opoziție. Dacă ești guraliv. Dacă ești pragmatic, normal că ar fi bine să ai cât de cât niște pârghii ca să poți influența și ei se petrece în orice, când raion, când oraș, când așa mai departe. De ce n-aveți pârghii? N-ați vrut voi sau vă le-au luat hățurile, hai să spunem așa?
Nu, mass media s-a vorbit despre chestia, dar practic când a fost format majoritatea, prima majoritate în Consiliul Raional, a fost format cu ajutorul centrului. Fiindcă și ni s-a spus că ar fi bine să faci. Noi am făcut Consiliul lărgit a partidului raional, am chemat și primarii, fiindcă practic ei sunt cei care aduc cel mai multe voturi. Și noi aveam atunci mulți primari și s-a pus întrebarea, participăm la guvernare sau nu participăm? Și atunci s-a expus fiecare, adică, și am spus, atunci am spus că poate n-ar trebui să spun, dar mă rog. Eu am spus că eu sunt împotriva coaliției, fiindcă eu nu cred în partidul dat, dar dacă o să fie luat o decizie în partid că trebuie să participăm, eu o să fiu cealaltă care să semnez orice document, să particip și o să fac față. Și așa s-a întâmplat. Și am făcut coaliția, am lucrat, am pus doi vicepreședinți din partea partidului nostru, un vicepreședinte din partea Partidului Socialiștilor și președintele, plus am, mă rog, ca ăștia care sunt persoanele politice, șef de direcții, noi am schimbat pe nimeni, pentru că, practic, la noi când spune că vine la putere și a schimbat, nu poți să schimbi, chiar să vrei că nu poți să schimbi. Să mai fac concursul, să mai fac. Ei, asta deja, iarăși de nou, dacă persoana dată o poți șantaja, scrie cerere, să duci, deci sunt niște chestii care, dar dacă e tot corect, nu poți să schimbi una cu două. Și nu s-a pus problema dată, fiindcă noi nu am fost. Noi chiar cu asta și-am pierdut partidul, chiar când am fost la guvernare, că noi am cooptat pe toți care au vrut. Nu a fost pe la noi problemă, cu orice preț îl dăm pe omul ăsta afară, dacă pe cel bun, nu ne-a uitat din care partid e. Și, practic, nu știu ce s-a întâmplat de partea cealaltă coaliției, că sau s-a crezut că noi o să mergem ca orbi și o să votăm cum ne se spune, pentru că a apărut și noi, între noi, divergență, mă rog, ca la toată lumea. Și ne-am trezit cu altă coaliție. Mă rog, cum merg lucrurile deja se vede. Noi, știți, tot timpul acela care pierde spune că s-a fost cu dânsul era mai bine. Eu sunt convins că noi era mai bine, dar... Noi rugăm invitații să ne aducă 3 fotografii în care este imortalizată o parte din viața. Da. Ei, să zicem, orice la vârsta mea deja sunt mai multe momente care te marchează în viață, da? Una e copilărie, unde legat de părinți, frați. A doua e studenție care o are. Eu am avut noroc de dânsa. Pe urmă, căsătorie, nașterea copiilor. Pe urmă este perioada asta când practic crești profesional. Mai departe este căsătoriile copiilor. Și de-am când ajungi și la nepoți. De-am așa, la cred că nu-i la gât. De-am, moartea de-am nu cred că se mai... Da. Deoarece a spus 3, nu știu, una, mă rog, asta e practic când eram eu student. La Tiraspol, da? La Tiraspol, da. Asta e fotografic, aici așa scrie, studențiski godă. Mustața de atunci ați lăsat-o? Eu fără mustață niciodată n-am fost. De ce, apropo? Așa s-a primit. Nu a fost un pariu sau ceva? Nu, așa a mers de la sine și gata. Despre studenții v-am povestit. Am trecut peste mai mult și am adus 2 fotografii care sunt mai recente. Asta este fotografii de la nunta ficiorului. Asta în 2018 a fost. De la căsătoria lor. Și cel mai recent, asta e de la cununie fiicii. Practic, să consider că cel mai bine. Ar mai trebui poate și de la nunta mea,
și de la naștere copiilor, dar deoarece sunt numai trei, am rămas la Est. Mulțumim că ați fost prezent, mulțumim că ați răspuns și sperăm că răspunsul meu poate vor convinge pe unii, fie să-și schimbe părerea, fie să bucure că uite, mai au cineva care gândesc ca ei. Sau poate invers spune, uite, eu credem că Sergiu Dragan gândea că mine, de el de fapt altfel gândește. Nu știu. Dă-i Domnul, dă-i Domnul. Eu niciodată nu m-am ascuns. Părerile mele nu le-am ascuns, eu le spun franc. Chiar cu asta, chiar dacă știg sau pierd, dar nu pot să mint mie singur. Mulțumim dumneavoastră și mulțumim și vouă. Sănătate și pace!